cum arată, cât de bine arată. Sunt de măricel. Am în vedere că e 15 lei. Ui, băi, capul meu. Băi, ești nebun. Vede cât am stat și am așteptat comanda, să-mi duplat cea mai amuzantă chestie. Oh, 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 oh. Deci se cheam... Nu-i ăsta, bă. De cap. Cu siguranță tot ați auzit de food truck-uri, ele sunt prezente peste tot la noi în oraș. Dar cel mai mult ca sigur v-a fost frică să încercați mâncarea, nu știu. Poate truck-ul arăta dubios, poate v-a fost frică toxic infecție alimentară. Dar sunt aici să spargem acest mit al mâncărului de la food truck, pentru că am văzut că e foarte bună, este poate chiar mai bună decât la unii restaurante. Așa că haideți să vedem care sunt cele mai bune food truck-uri din Iași și să facem o comparație de preț între un food truck și un restaurant clasic. Haideți să vedem primul food truck. Am ajuns și la primul food truck, Mob se cheamă. E amplasat undeva mai în centru, o zonă mai aglomerată. Hai să vedem ce mâncare au. Arată foarte bine meniul, sincer. Cred că o să mergem pe un Mob's Burger, dacă tot se cheamă Mob's, pe Mob's o să mergem. Și o să-mi iau și un hot dog, să vedem și altă varietate, o să mergem pe Big Boy. Nu vreți să știți cum miroase, deci mirosul este genial. Haideți să vedem și taste test-ul. Evident, cât am stat și am așteptat comanda, sunt duplat cea mai amuzantă chestie până acum. O trebuie că este un preot, n-am nimic cu preot, nu-l las personal. S-a oprit aici, unde e fast food, și-a întrebat, mă, măliguț aveți? Sau, o zic că nu, după o zic că brânzul cu smântână, ceva, s-a aromat, eram, what the fuck? Ne-a venit și comanda, Mops Burger și Big Boy Hot Dog. Deci arată genial și nu vreți știți cum miroase. Uitați un pic cât de bine arată tot. O nebunie. Haideți, testăm prima dată Mob's Burger. Și cât de frumos e. Nu puteți să-mi spuneți că nu arată bine, efectiv arată genial. Totul făcut pe loc, aici un miros. Hello. Haideți, vedeți ce gustare. Wow, cât de bun e. Deci pot lejer, ăsta lejer bate orice burger de la Mac, de la orice vreți voi. Uite cât de juicy e. Wow. Mamă, ce gust. Pentru 35 de lei, vă recomand să vedeți lejer la Mobs. Deci lejer, genial. Să stăm și Big Boy Hot Dog. Destul de măricel. Am în vedere că e 15 lei. 15 lei. Hai să vedem ce gustare. Cei care spuneți că mâncarea de la food truck nu e bună, vă înșați amarnic, e cea mai bună mâncare la food truck. E genial ce stau un pic picant, e super bun, super suculent. 15 lei, 35 de lei. Nota 10, lejer, Mops. Lejer. Ala următor. Să mă opresc de mâncat. Între timp am ajuns la un festival de food truck-uri, la Palace aparent. Care erau șansele să găsim așa ceva? Am dat de acest food truck cu sushi și am zis că neapărat trebuie încercat, doar că eram un scaun foarte tare și a trebuit să ne retragem ca să putem să filmăm în liniște. Am venit un loc mai ferit să putem să ne înțelegem și să testăm chestiile pe care le-am cumpărat de acolo. Am cumpărat la 3 localuri, am luat toate de comandă la pachet ca să putem să ne înțelegem. Am luat sushi, am luat corn dog și am mai luat bere, normal, bere. Dacă e festival ești și bere. Și am mai luat, ce am mai luat aici? Ceva seafood. Hai să testăm, vedem ce iese. Începem cu Sushi Master, sushi de la food truck. Cat când ne-a fugit punga. Sushi. Cum se cheamă sushi ăsta, că am uitat? Uitați că am și bonul pe aici. Să vedem și bonul. Deci se cheamă... Nu e ăsta bun. De cat. În fine, nu mai găsesc bun, a fost cred că 50, se cheamă pui Shanghai, dacă nu mă înșel. Chiar așa arată. Mi se pare că arată super bine pentru o mâncare de food truck. Hai să testăm și gustare totuși.
Pong. Așa. Comentați-mi câți dintre voi știți să mâncați cu bețele astea, că eu nu prea... Așa? În fin. Comentați acolo cât știți să mâncați cu bețe din sushi. Așa. Overall avem sushi-ul, sosul și acolo wasabi cu algile, dacă nu mă înșel. Haideți să dăm cu un taste test. Acum dacă aș putea să-l iau. Ia să vedem sushi de la food truck. Un pic crunchy. Simte foarte bine chestia asta. Mamă, dar ce gust bun are, wow! Ești soarele. Wow! Cei care spun mâncarea la food truck nu este bună, vă exagerați total. Deci e super bun, mi se pare cea mai bună mâncare este la food truck. Și asta, sushi-ul ăsta e dovada viei, sincer vă spun. Deci e genial. Hai să luăm și chestia asta. Caramelizat. E gust. E genial, mi se pare sushi. Deci pentru sushi mi se pare super bun. Dacă ar fi să-l dau o notă comparativ cu prețul cu ce am mai mâncat, ar fi 8 din 10 doar datorită pentru că e destul de scump, 50 de lei chestia asta pentru 8 sushi. Nu știu care, eu nu sunt mâncător de sushi din fel, dar mi se pare destul de scump. 8 din 10 pentru Sushi Master. Cât dintre voi ați văzut food truck-uri cu mâncare de mare, fructe de mare, chestii de astea? E prima dată când văd în viață și ne-am luat și noi. Ne-am luat arosticini, somon și calamar, care au fost 40 de lei. Ok, pentru niște fructe de mare, cred. Hai să vedem ce gust are. Arosticini. Deci facem de tot. Pentru că arată super țiplă. Aveți și lămâie și sos. Acum nu știu care e calamarul și care e somonul, dar o să aflăm pe parcurs. Presupun să deschidem și sosuletul. Sosuletul este mujdei de usturoi. N-ai cum să mănânci chestia asta fără mujdei. Hai să încercăm cu prima baghețică. Ia să vedem ce e. Ăsta calamarul. Are lămâie deja în el, deci nu trebuia să mai pun lămâie. Simt gustul lămâie. Wow, dar ce bun e. E sărățel așa, e genial. Wow. E bun rău. Dar calamarul fără beri nu se poate. Așa. Am spălat gustul și îl încercăm și ăsta la altă. Ăsta cred că e somonul, că e mai grosuț. Să-l băgăm alea ca și un sosulet pe aici. Țac, țac, țac. Hai să vedem ce gust are și ăsta. Mamă, dar ce bun. Wow. Eu sincer nu sunt cu fructe de mare, dar mi se pare super bun, super gustos. E ca, nu știu, deci astea și cu berii sunt geniale. Eu să-i dau o notă, iarăși, comparativ cu prețul 45 de lei pentru 6 baghete, e destul de scump pentru oamenii de rând, ca noi. Un 7 din 10, să spunem așa, 7 din 10 pentru fructele de mare de la food truck. Toate cât gustoase, deci sunt gustoase, dar prețul, calitate, 7 din 10. Avem o nebunie aici, de-abia acum vă spun. Avem așa, un corn dog și un Snickers dog sau corn dog. Amândouă au fost exact 40 de lei pentru 2 crembuști. Nu mi se pare așa excesiv de scump, am vedere că e o chestie că n-am mâncat. Nu știu, corn Snickers dog, n-am mai auzit chestia asta până acum. Hai să vedem ce cu el. Sosuleț, tartar, sos tartar. Este o frucă de mare. Așa. Și acum se dă și reveal-ul. Sunt curios cum
masarea de cricioc, nu știu cum arată. Ce avem aici? Uite cum arată, cât de bine arată. Ia uite, dar ce greu e. Ui băi, capul meu. Băi, ești nebun. Deci ăsta e cu cremă și cu mozzarella. Ia să-l dăm pe ăsta cu sneakers de o parte, că nu de ala, dar cred că o să-l scap. Așa. O sosul ieți într-o mână și bani. Mă rog, stai într-o mână, dar să le puti punga. Păi. Băgăm aici la dos. Haide să-l testăm. Cum mare ar fost să-l fac tot în gură. De tot și zene. Deci gustul de mătărea îl simte, când am ajuns la cremuri. Hai să băgăm un sos frange la cremuri. De bun, e dulceanu. A luat eu să deschid gogoașul. Ești gogoașul până acum cu cașcaval. Dar gustul e super bun, e și un pic dulceanu. Deci cu sos. Sosul tartar cu smântână, verdețuri, ce genial. Atunci n-am găsit. Nu trebuia să aibă și trebuia să aibă și asta, nu? Nu știu, cremuri, nu cremuri, știu, băi. Mi-a dăm o șansă. Da, aparent n-are cremuri, știu. Dar ca gust e genial, vedeți-mă. Și simplu, așa, se cum el, doar cașcaval, super bun, e bun rău. Că te-o la cameraman, la ultimul nică cameraman, a murit. Băi, prea... E bun rău, nu? Nu ar fi mănânc așa ceva și nu-mi faci de nimeni. Doamne, dar ce bun e! Îmi place mare. Bag în sos, bag în sos. Să încercăm și pe asta cu sneakers. Acum, știți ce ați vedit? Eu număram un comandat pe ăla să fii cu cremvâști. Care sunt șase să fii cremvâști în ăsta? Hai să testăm sneakers corn dog. Na. Am plecat. Băi, prea bun, ce gust are. Și cu alun, nici are gust exact ca sneakers. Cu aluat. Ai ce de lei astea. Bă, da. Deci e genial, exact ca un Snickers. Ai toată sorile aia, exact ca un Snickers. Mam. Nu m-a terminat. Deci, unicorn. Unicornul. 10 din 10 fori, nici măcar nu mă gândesc. E prea bun călățul. Nu mă știu la gând. Prea bun, trebuie neapărat să încercați mâncarea de la food truck-uri. Genială. Mi-a puțin aia cu fructe de mare. Dar rest, ți plou. 10 din 10, nu ne gândim. Asta a fost și cu vlogul cu food truck-urile. Nu uitați, dați un like, un subscribe dacă vreți și partea a doua, pentru că avem multe food truck-uri testat. Și dați în comentarii care este părerea voastră. Să merită mâncare la food truck-uri.